Fiul celebrului medic Mihai Lucan a reușit o performanță unică. Acesta a candidat de trei ori pentru postul de medic primar urolog și de fiecare dată a fost singur pe un loc. Dacă în luna mai Ciprian Lucan a reușit să câștige un post pe un an la secția de urologie a Spitalului de Urgență din Bistrița, acesta și-a mai depus o candidatură. Nu oriunde, ci în Suceava. Și aici este singurul candidat pe post, iar dosarul i-a fost aprobat ieri de managerul Spitalului Județean de Urgență. Nu e prima dată când Lucan Junior candidează în Suceava. În iarnă a aplicat din nou pentru același post, tot singur, însă s tras în ultimul moment. Ciprian Lucan este anchetat de procurorii de pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca.